Având în vedere faptul că investițiile făcute până acum pe versantul Cozla nu au atras un număr mare de vizitatori, Asociația Culturală Nicu Albu dorește preluarea masivului în vederea construirii aici a unei rezervații naturale, care să sporească dorința turiștilor de a vizita orașul Piatra Neamț. Pe lângă rezervația naturală vor fi amenajate trasee turistice și zone de agrement. Dacă acest proiect va fi aprobat de către municipalitate, suma necesară de bani va putea fi alocată începând de anul viitor. Am propus ca să încercăm să realizăm împreună cu municipalitatea, asociația noastră, să realizăm o rezervație naturală pe muntele Cozla. Asta presupune mai multe etape în ceea ce privește preluarea custodiei de către asociația noastră. Ulterior vom face un parteneriat cu municipiul Piatra Neamț, precum și cu Agenția de Mediu, Direcția Silvică și cu Fondul de Mediu. Am discutat pentru alocarea de bani pentru anul viitor, începând de anul viitor, pentru acest proiect, cu un domn vicepreședinte de la Fondul de Mediu, întrucât începând de la anul va fi o secțiune pentru parcuri în orașe. Avem promisiuni în acest sens că vom fi sprijiniți întrucât există acești bani. Este normal să existe o rezervație naturală pe versantul Cozla, întrucât investițiile care s-au făcut, e vorba de telegondolă, n-a rezolvat mare lucru pentru facilități, pentru turiști, și atunci probabil că acest proiect, care va fi pe parcursul a 3-4 ani, probabil că va aduce niște îmbunătățiri în acest sens. Membrii Asociației Culturale Nicu Albu își doresc ca propunerea lor să fie agreată nu doar de primăria orașului, ci și de localnici, care pot contribui și ei cu planuri și cu idei de amenajare a muntelui Cozla.